Ziua aceasta a donatorului de sânge, 14 iunie, este o zi specială pentru noi. Este ziua în care trebuie să mulțumim celor care de-a lungul anilor sau de lungul anului și-au găsit timp și răbdare pentru a se prezenta la centrul nostru de donare și a ajuta pe cei în suferință. Această zi a fost precedată anul acesta de ziua specială, să spunem, a calendarului ortodox, Rusalile. În această zi, deși a fost o zi liberă, centrul nostru s-a mobilizat și a încercat să-i sensibilizeze pe oameni că în ziua următoare, adică astăzi, are loc această acțiune deosebită prin care îi rugăm să vină la noi, dar în același timp să le mulțumim într-un anume fel pentru faptul că din sângele dumnealor o picătură au îndreptat-o către cei suferinți. Așa că ieri am desfășurat activitate de promovare. Noi avem un centru mobil, un autobuz unde se realizează colecta mobilă în condiții similare cu cele din centru, la nivel minimalizat. Și colegii noștri din centru au fost prezenți în piața Mihai Viteazul din Craiova, unde este amplasat acest mijloc de colectă mobilă și au sensibilizat pe cei care au trecut prin acea zonă. Din păcate, rezultatul nu este cel pe care ni l-am așteptat. Altădată, numărul a fost mai mare. Acolo, în piața Mihai Viteazul, avem un număr mic. Până acum, 11 donatori, au fost mai mulți prezentați, dar nu au fost eligibili, în special doamnele și domnișoarele cu anemie, aceasta fiind o condiție de inacceptabilitate, să spunem, pentru donare. Iar aici, la sediu, avem un număr de 26 până la această oră de donatori acceptați și mai sunt în sală, sperăm ca numărul să treacă de 30-35. O nevoie permanentă de sânge există, adică în permanență sunt oameni bolnavi, în permanență apar cazuri greu de supraviețuit și atunci pentru supraviețuirea lor se impune utilizarea sângelui. Niciodată nu putem vorbi de stoc pe care să-l avem, vai să aruncăm sângele, nu e adevărat. Noi de regulă în 2-3 zile terminăm, să zicem or fi grupe B-ul, să zicem, care nu e atât de solicitat și să zicem că stă 2 săptămâni, dar niciodată n-am aruncat o unitate de sânge. Dumneavoastră deserviți doar Spitalul Județean de Urgență sau aveți o arie mai mare de acoperire? Noi acoperim tot județul, toate spitalele din județul nostru care au autorizația de a administra sânge, pentru că sunt și unități care nu pot să administreze sânge. Avem contracte și cu unități private care au organizat UTS la nivelul respectiv. Ce este foarte important este aceea că avem nevoie în permanență pentru dumnealor de niște grupe de sânge, în special cu RH negativ și mai ales zero negativ. Este una din tipurile de grupe de sânge care este extrem de utilă pentru toate situațiile în care nu se poate administra grupa respectivă, chiar dacă avem sânge și proba de compatibilitate nu ne arată că nu poate să fie administrat sângele respectiv. Este un lucru foarte important acesta de a-i ruga cu această ocazie, dacă îmi permiteți, celor care au aceste grupe rare, să le spun eu, cu RH negativ și mai ales cei cu zero negativ, dacă pot și au răbdare să se prezinte la centrul nostru pentru a-i ajuta pe cei suferinți. Pe lângă faptul că îi ajută pe cei suferinți, trebuie să știe cei care pot să doneze că, de fapt, și lor le face bine acest lucru. Sigur că da. Deci donarea aceasta de sânge este un act medical. Donarea de sânge nu înseamnă că dau sânge și cu asta basta. Mie, în organismul meu, nu se întâmplă nimic. Donarea de sânge are beneficii pentru organismul donatorului. Pentru că dacă are, să zicem, e fumător, hai să spunem, și are o poliglobulie, adică un număr mare de hematii, atunci această donare de sânge face ca numărul acestor globule roșii să scadă și atunci asigur că fluidizarea, să spunem, a sângelui
lui este mult mai bun, adică nu mai este atât de concentrat, atât de viscos și circulația în sistem se face, în sistemul nostru circulator uman se face mult mai ușor. Deci, pe de altă parte, previne accidentele vasculare cerebrale, previne trombozele de diverse feluri. Alt beneficiu, să spunem, din punct de vedere medical, faptul că aceste hematii, în mod normal, au o viață de 120 de zile și eu le-am luat la a 100-a zi, da, sau le-am luat la 50-a zi de viață, asta înseamnă că organele care sunt implicate în producerea acestor globule roșii vor produce niște globule roșii proaspete, care sunt apte să-și îndeplinească mult mai bine funcțiile. Ca și la om, nu? Tinerii sunt cu altă energie și cu altă stare de sănătate comparativ cu cei care mai înaintează în vârstă. Este un, pe lângă faptul că, spre exemplu, pentru hipertensivi, dar hipertensivi în primul stadiu, să zicem până la 170, valoarea sistolică a tensiunii arteriale, este un lucru foarte bun, pentru că scoate un volum din sistemul circulator și atunci inima, sigur că nu mai are așa mult de lucru și nu mai trebuie să preseze să asupra pereților și să... Ăsta este, de fapt, mecanismul prin... unul din mecanismele prin care apar accidentele vasculare cerebrale, acelea prin care valoarea fiind foarte mare, atunci inima trebuie să muncească foarte mult și presiunea pe care o exercită asupra pereților vaselor este foarte mare, se pot rupe, sigur că da. Deci beneficiile sunt foarte multe.